În perioada 1-5 aprilie 2013, la nivel național, s-au desfășurat o serie de activități extracurriculare și extrașcolare în cadrul programului Să știi mai multe, să fii mai bun. În cadrul acestui eveniment, lucrătorii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității au organizat și desfășurat în mediul rural activități de prevenire și informare, în colaborare cu celelalte structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean, respectiv Serviciul de Acțiuni Speciale, Serviciul Rutier și Serviciul Criminalistic. Potrivit reprezentanților IPJ Sălaj, pe parcursul săptămânii trecute, în unități de învățământ din localitățile Crazna, Sărmășag, Horatu, Crazne și Creaca au avut loc întâlniri cu elevii, acestora fiindu-le prezentate spoturi preventive și recomandări referitoare la prevenirea violenței în școală, precum și cauzele care o generează, conduita pe care trebuie să o adopte pentru prevenirea furturilor și, nu în ultimul rând, recomandări în ceea ce privește siguranța rutieră. Trebuie spus de asemenea că la activitatea organizată la școala gimnazială numărul 1 din Horatu Craznei au participat și lucrătorii din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Sălaj, care au efectuat o demonstrație practică de autoapărare și intervenție în situații speciale, precum și o prezentare a tehnicii din dotarea poliției.